Care este cel mai bun sfat pe care l-ai primit de la părinți și pe care îl urmezi orice s-ar întâmpla? Mi-au dat foarte multe sfaturi, nu știu dacă aș putea să aleg unul. Eu să, în primul rând, să fiu un om bun și după celelalte lucruri. Ce ai face cu, sau ce ți-ai propus să faci cu primii bani mulți pe care o să-i câștigi? Să nu m-am gândit la așa ceva, să fiu sincer cu dumneavoastră. Nu m-am gândit și cu siguranță voi, probabil voi da familiei mele. Visezi la o casă, la o mașină, la vacanțe de lux? La ce visează un tânăr de vârsta ta? Nu visez la astfel de lucruri, îmi trăiesc visul acum, joc fotbal, fac ceea ce iubesc și asta e cel mai important pentru mine. Ești pasionat de jocurile pe calculator, de social media, Facebook, Instagram? Nu sunt pasionat de astfel de lucruri, cum am spus, am și eu Instagram și rețele de socializare, dar cum am spus, pentru mine fotbalul este totul și în fiecare zi de dimineață până seară fac 3-4 antrenamente, refacere, fac totul ca să fiu la 100%. Ai vreun joc video preferat? Mă mai joc FIFA. FIFA pe PlayStation, da. Și cu ce echipă joci? Cu Arsenal am jucat, dar acum cred că o să joc cu Rapid. Am înțeles. Și la Arsenal te baci pe tine, da? M-am băgat să joc, da. M-am băgat. Am înțeles. Ce muzică preferi? Ce... Nu ascult foarte multă muzică. Înainte de meciuri mai ascult BG Mafia, să intru puțin în ritmul de joc. Deși nu prea mai e în ton cu generația ta, adică nu prea mai e. Da. De ani plus. Nu prea mai e în ton, dar mie îmi place și deja old și school pentru. Corect, așa e. Așa e. Da, îmi place și asta mă bagă în meci. De tine e clar ceea ce s-a întâmplat în 2003 când Rapidul a luat ultimul titlu. Dar cum părinții tăi, ce făceau în 2003? Nu știu să vă spun, nu am vorbit despre asta, dar chiar mă gândeam la lucrul ăsta. Ultima oară când Rapid a luat titlul a fost în 2002-2003, eu atunci mă nășteam. Da. Nimic nu este întâmplător. Sper că anul ăsta... Nu știu, poate fi un semn? Dacă poate fi, cred în astfel de lucruri și cred că poate fi un semn. Sincer, ai vreo echipă preferată când erai mic? Nu. Mereu mă uitam la fotbal, dar niciodată nu am ținut cu o echipă. Sau vreun fotbalist care să-ți fi plăcut? Pilfind? Maico Pilfind, de fapt. Vă dați seama, am crescut cu generația domnului Mutu, Chivu. Îmi plăcea foarte mult de domnul Mutu când eram mai tânăr și acum pot să spun că mă uit la videouri pe YouTube, dar vreau să iau cei mai buni de la fiecare jucător, nu am un idol sau iau cei mai buni de la fiecare jucător să mă ajute. Cu cine aveai tricou? Copil fiind, mai copil fiind, dar pe vremea noastră, ca să zic așa, da. Foarte mulți își desenau cu Carioca tricourile. Încă nu se găseau foarte multe tricouri ca acum, le poți să-ți cumpere oricine. Da, când eram mic, tatăl meu îmi cumpăra și mi-amintesc că aveam un tricou cu Thierry Henry. Care, da. Iară, poate o... Da, corect.